Dragii noștri spectatori și telespectatori, iată-ne din nou la Alba Iulia, în sala Casei de Cultură a Sindicatelor, la o întâlnire memorabilă. De ce memorabilă? Pentru că anul acesta, organizatorii, Compania Jidvei, Consiliul Județean Alba, în calitate de partener principal alături de Centrul de Cultură Augustin Bena, s-au gândit să comemoreze pe fondatorul acestui festival, pe inginerul Liviu Necșulescu, care de la început, în realizarea și la inițierea acestui proiect, a avut parteneri de seamă pe profesorul Sergiu Cipariu, directorul festivalului, și pe profesorul Stelian Stoica, directorul și dirijorul ansamblului folcloric Jidvei România. Fiecare dintre domniile lor a lăsat o amprentă nu doar pe acele documente, pe proiectul acestui festival. Au lăsat amprente în sufletul nostru, în mintea noastră. Sunt vorbe pe care vi le spun acum, sunt vorbe pe care vi le-am spus an la rândul, pentru că am fost aici, echipa emisiunii Tezaur Folcloric, Televiziunea Română, începând din anul 2003, alături de doamna Marioara Murărescu. Grație unor oameni cu totul special. Invit acum pe scenă doi oameni foarte importanți, oameni care au consolidat acest festival. Și invit aici să ne spună gândurile domniilor lor pe domnul inginer Claudiu Necșulescu, președintele Companiei Jidvei, și pe domnul președinte al Consiliului Județean, Ioan Dumitrel. Vreau să ne spuneți câteva gânduri despre această ediție. Ne-am întâlnit atâția ani, a făcut o pauză și astăzi trebuie să ne bucurăm că ne reîntâlnim cu strugurile de aur. Sunt convins că domnul Liviu Necșulescu s-ar fi supărat pe noi dacă n-am fi continuat. Sunt convins că și babu s-ar fi supărat și domnul Stelian s-ar fi supărat și sunt convins că mulți, mulți din iubitorii folclorului românesc s-ar fi supărat pe noi. Domnul Necșulescu, domnul Liviu Necșulescu a venit de undeva din Brăila, din Dobrogea noastră dragă, aici la Jidvei, ca să facă lucruri bune și a reușit. A făcut lucruri foarte bune pentru fiecare om în parte pe care l-a cunoscut și zona noastră Alba. Faptul că a luat o firmă de jos și a dus-o aici, sus, unde este, dovedește faptul că oamenii mari se nasc totuși rar.
Acum, norocul nostru este că a avut cine să continue. Domnul Claudiu Neșulescu, dar și fetele, au transmis mesaje către români, nu numai artiștii, profesioniști de România, ci și din afara României. Și acest lucru este extraordinar. A reușit să unească nu numai teritorii din România actuală, ci a reușit să unească valorile culturale ale românilor de pretutindeni. S-a vorbit aici de doamna Marioara Murărescu, de tezaur folcloric. Și vreau să spun că noi, cei din Alba, avem obligații față de valorile culturale românești. Iar tezaurul folcloric, cea mai populară și iubită emisiune a televiziunii române și a televiziunilor din această țară, trebuie să rămână acolo unde este sus. De aceea, noi, Alba, avem obligația cu toții să spunem că trebuie să fim uniți, trebuie să fim uniți și pentru a păstra valorile noastre cu care ne identificăm oriunde am fi în această lume. Misiunea pe care ne-a lăsat-o domnul Liviu Neșulescu este aceea de a duce acest festival mai departe și niciodată să nu se încheie. Vă mulțumesc tuturor pentru că a susținut și sunteți lângă acest frumos, frumos eveniment cultural. Și noi vă mulțumim, domnule președinte. Bine v-am regăsit. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Strugurele de Aur, sigur cu o întârziere, dar din motive obiective. Sigur că e un moment cu o încărcătură emoțională deosebită. Și așa și cum domnul președinte Dumitreu și prietenul meu de suflet a sezizat, deci în sală lipsesc trei persoane, trei persoane importante, trei prieteni ai sufletului meu. E vorba de tatăl meu, de Sergiu, de Stelu. Sunt oamenii care cu gingășie, cu dăruire, cu suflet au fost alături și au păstrat acest festival și a construit această imagine a unei expresii de suflet românesc. Dar de acolo de sus sunt convins că ei se bucură și în aceste momente și văd că semințele pe care le-au sădit dau roade. Este o mare bucurie și pentru noi că reușim să ducem mai departe aceste valori și am convingerea că în spate avem o generație tânără, o generație care, alături de noi doi, ne luăm angajamentul în fața dumneavoastră că vom duce mai departe acest festival. Îl invit și pe Alex. Pe Radu l-ați cunoscut. Pe Alex sunt convins că îl cunoașteți, nu trebuie să-l mai prezint. Sunt doi tineri, împreună cu orchestrele lor și cu grupurile lor. Sunt doi tineri plini de suflet, care au avut același mentor în viață și am convingerea că vor ști să lucreze împreună și să promoveze, așa cum ne-am dorit întotdeauna, valorile reale ale spiritului românesc. V-aș ruga să vă luați același angajament pe care mi l-am luat și eu în fața publicului minunat, de a merge mai departe și împreună să aducem cât mai mulți struguri de aur, așa cum am făcut de-a lungul timpului, da? Încă o dată vă mulțumesc foarte mult și vă rog să aveți încredere că strugurile de aur va fi din ce în ce mai strălucitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, echipa emisiunii Tezaur Folcloric. Și iată roadele. Uitați strugurii dumneavoastră de aur, Radu Dinescu și Alexandru Pal sunt laureații Festivalului Național de Folclor, Strugurele de Aur. Ce dovezi mai grăitoare să avem decât această imagine cu totul specială a tinereții unui festival care va rămâne mereu tânăr în inima noastră, pentru că e dus mai departe de Ana Neșulescu în calitate de reprezentantă
a familiei Necșulescu. Tinerețea întotdeauna ne dă speranțe în mai bine și mai frumos. Vă mulțumim! Eu vă mulțumesc! Tinerii noștri laureați ne demonstrează meritele și valoarea lor artistică.
și eu ți-am fost drăguță, la 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 la. Eu iubesc, mami, nu-i place, la 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 la. Și acum stă pe pat și zace, la 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 la. Am venit, tată, la cine? Știu că ți-o fost dor înge mine. După ce m-am răgicat, mă, și în lume eu am plecat, ești cu
Și acum, dragii noștri spectatori și telespectatori, îmi face o deosebită plăcere să vă anunț că vom continua acest regal folcloric de aici, de la Alba Iulia, cu Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina. Și această orchestră ne-a demonstrat în toți acești ani că nu a uitat că ei sunt românii noștri de dincolo de granițele țării. Acum un tablou alcătuit din trei zone folclorice. Din Banat va veni Liliana Laichici, care cu glasul ei frumos ne va purta acolo în Banatul ei drag. Din Muntenia, Gelu Voicu, un voinic frumos, înalt, ne aduce cântecul curat, sincer și adevărat, cu trăiri și sentimente puternice. Va urma interpreta cu acea atitudine de mare româncă și orice ne-ar cânta, ne-ar încânta prin glasul și ținuta ei și prin verticalitatea ei. Îi mulțumim că de fiecare dată ne cheamă la Alba Iar. Mariana Angel. Unde s-a nidă de multă, laila, laia, laila, Doamne, iucior mai trecută, laila, laia, laila. Unde s-a nidă de multă, laila, laia, laila, Doamne, iucior mai trecută, laila, laia, laila. Când la mama-n poală stam, laila, laia, laila, și nici o grijă n-aveam, laila, laia, laila. Ținut bună bătrână, laia, 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 la, capă apa puțină, laia, 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 la. Ținut bună bătrână, laia, 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 la, capă apa puțină, laia, 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 la. De moșo-n fost dezmirnată, laia, 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 la, că a avut numai nepoată, laia, laia, laia. Viața s-o părețuiesc, laila, 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 să fiu ca tot neamul meu, laila, 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 cu frică de Dumnezeu, laila, laila, laila. Și
și băgi că nu-i bine. Joacă băgea, joacă vreo pață. La 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 la. Dar cu cea cum ar lua în brață. La 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 la. Și eu l-ar suca numai o dată. La 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 la. Dacă nu ne-a stat tot satul roată. Joacă bagea, joacă vreo alță. La 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 la. Dar cu cea cum ar lua în brață. La 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 la. Și eu las să te-am pari odată. La 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 la. Dacă nu ne-am stat tot satul roată. La 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 la. Mărine la nunta ta, mărine, mărine, toate fetele jucau, măi, dragă mărine. Numai una nu juca, mărine, mărine, ședeau poartă și jălea, băi, dragă mărine. Mărine, să te usuci, mărine, mărine, ca pâinea care o mănânci, băi, dragă mărine. Au și ca vinul care-l bei, mărine, mărine, ca-i toți scros să mă iei. Las-o, las-o, las-o așa, mărine, mărine, că și eu m-oi mărita, măi, dragă mărine. La jipeni sau la alba, măi, dragă mărine, și ți-o rupe inima, măi, măi, dragă mărine. Băi, 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 băi. Thank you.
vin românii, vin la Alba Iar, vin la Alba Iar. Se înalță până sus la cerul cântecul ce vine din Ardeal. Glasurile de români răsună, sunt românii veniți la Alba Iar. Vin românii, vin la Alba Iar, vin la Alba Iar. Frați români din cele patru unghiuri, fruntea-ți-o ridică acum sus, că din somnul greu, somnul de moarte, înviat ai ca Iisus. Vin românii, vin la Alba Iar, vin la Alba Iar. Toți românii își dau mână cu mână și întind o horă în Ardeal. Hora-i mare și cuprinde țara, soarele răsare din Ardeal. Vin românii, vin la Alba Iar, vin la Alba Iar. Vin la Alba Iar.